Salut și bine ați venit la Limba Germană cu Gerhard. Sunt lector în psihologia muncii și organizațională și profesor de limba germană și sueteză. Dacă prima dată asculți acest podcast, îți recomand să mergi pe pagina mea web, linkul îl găsești aici pe pagina podcastului. Pe pagina mea web găsești niște gratuități, un mini curs pentru începător, dar și o carte în limba română despre cum să înveți mai bine limbi străine în general acasă. Mulțumesc! Astăzi vom vorbi despre verbe cu prefixe inseparabile. Cum poate, probabil, știți deja, există trei tipuri de prefixe la verbe. Prefix înseamnă ceva ce se pune în fața unui verb de bază. De pildă avem verbul kaufen, a cumpăra, care se transformă în einkaufen, a face cumpărături, prin alipirea prefixului ein, einkaufen, sau prin prefixul ver, devine verkaufen, adică a vinde. Există prefixe care se separă în propoziții principale, cum ar fi einkaufen, ich kaufe heute ein, du kaufst heute ein, er kauft heute ein, wir kaufen heute ein, ihr kauft heute ein, sie kaufen heute ein. Deci, ein s-a dezlipit și s-a pus la sfârșitul propoziției. Sunt unele prefixe, 6 la număr, care uneori se deslipesc altor nu. O să le discutăm într-un episod separat. Ele se numesc ambivalente. Rămânem cu prefixele inseparabile. Există 9 prefixe care sunt creative sau au fost creative în limba germană, adică sunt prefixe care sunt proprii limbii germane. Fiindcă există și multe alte prefixe care nu se separă, dar ele au fost preluate deja ca prefix din limba de origine, adică la cuvinte împrumutate la neologisme, din latina sau franceză sau engleză. De pildă, prefixul des, desaktivieren, a deactiva. Des e un prefix în limba franceză, dar s-a preluat cuvântul întreg. Deci nu se percepe ca un prefix în german. La fel, dacă am luat în limba engleză, interview. To interview, în germană s-a transformat în jemanden interviewen. Avem prefixul inter, dar el face parte deja a cuvântului original din engleză. Deci aceste prefixe, și destul de multe, nu intră de obicei în listele oferite de manuale. De aceea, haideți să vă citesc mai întâi lista acelor 9 prefixe, vă dau câteva exemple. Începem alfabetic, nu? Cu B, bezahlen, bekommen, besuchen, begreifen, behalten. Emp, empfangen, empfinden, empfehlen. Ent, entnehmen, entlassen, entsichern, entscheiden, erzählen, erkennen, erfahren, erholen, gehören, genießen, gefallen, hinter, are forte puține, hinterlassen, hinterfragen, hintergehen, și missverstehen, misshandeln, missfallen, ver, versuchen, vermeiden, verkaufen, zerbrechen, zerfallen, zerstören. Bine. Spre deosebire de prefixele separabile, cele inseparabile de obicei nu au un sens foarte bine definit. De aceea,
sunt niște explicații pe YouTube, le căutați, sunt persoane care au făcut o filozofie din a găsi sensuri la aceste prefixe, dar mai bine faceți acest efort la verbele cu prefix separabil, unde într-adevăr merită de învățat sensul prefixelor. Unicul lucru aici, ce este destul de logic, când avem prefixul mis, da, înseamnă ceva greșit, adică misverstehen, a înțelege greșit, da, sau mishandeln, a maltrata, a trata pe cineva greșit, da, sau a displacea, da, misfallen, da, antonim la gefallen, da, das missfällt mir, asta nu îmi place, asta e destul de clar. Zer, de obicei, înseamnă ceva negativ, adică a rupe ceva, ne? Zerbrechen, a distruge ceva, zer. Dar la emp sau la r sau la g sau la b, absolut imposibil. La fel, există o subcategorie destul de logică când avem verbul reflexiv cu fel. De obicei înseamnă a comite o greșeală. Ne? Sich verlaufen, a se rătăci, adică a merge greșit. Sich verschreiben, a comite o eroare de scriere. Sich versprechen, a spune ceva greșit de pe la. Vorbiți cu doamna Merkel și spuneți bună ziua, doamna Merkel. Oh, Merkel. Asta ar fi miss, asta ar fi ich habe mich versprochen, adică am comis o gafă. Deci asta e o definiție utilă, aș spune. Ce trebuie să știm la verbele cu prefix separabil? Există verbe cu prefix separabil regulate, neregulate și la perfect ele nu primesc un G. Adică kaufen are gekauft, dar verkaufen nu primește G. Verkauft. Mă dau exemple de verbe regulate și neregulate la trecut, la perfect. Entschuldigen e regulat, devine entschuldigt. Entnehmen e neregulat, devine entnommen. Erzählen, regulat. Erzählt. Erkennen, neregulat. Erkannt. Gehören, regulat. Gehört. Gefallen, neregulat. Gefallen. Și vedeți, uneori la așa verbe, deoarece nu se adaugă G, infinitivul și participiul perfect sună identic. De pe la gefallen și ich habe gefallen oder mir hat das gefallen. Sau vergessen, a uita. Ich habe das vergessen. Adică arată la fel ca infinitiv. Și trebuie să știm că accentul niciodată nu cade pe prefix inseparabil. Behalten, bezahlen, dar nu behalten, bezahlen. Da. Și asta se referă și la toate celelalte cuvinte care provin de un verb neregulat. Ce scuze, de la un verb cu prefix inseparabil. De pe la bezahlung. Da, e un substantiv, dar accentul respectă regula aceasta, adică nu punem accent pe B, nu spunem bezahlung. Unica excepție face prefixul miss la cuvântul missverstehen. Aici accentul cade pe prima silabă. Da? Adică nu spunem missverstehen, da, spunem, ich habe das missverstanden.
pe miss. Dar asta doar la misverstehen, fiindcă la mishandeln sau misfallen, iarăși, nu cade pe prefix. Sper că asta a fost util. Vă doresc o zi bună. Dacă aveți întrebări, mereu mă puteți contacta. Auf Wiederhören!